Sunt trei internaționali israelieni în acest prim 11 al lui Maccabi Haifa, a doua clasată în sezonul trecut din campionatul Israelului. Ținem pumnii în seara asta nu doar celor de la Astra, le ținem și celor de la Pandurii Târgu Jiu, care de la ora 21 în direct la Digi Sport 2 joacă împotriva portughezilor de la Sporting Bragarul. Lui Maccabi Haifa, el a marcat de 3 ori în această ediție a Europa League toate reușitele cu acelor de la Lancoran. Un șut la care Silviu Lung are o super intervenție. Ezra a încercat să-l învingă pe goalkeeperul Astrei, dar n-a reușit. Superbă intervenția lui Silviu Lung la acest șut cu mult efect al lui Hen Ezra. Formidabil Lung, cum întinde brațul drept și respinge balonul de sub transversală. E drept, lui Maccabi Haifa, Raio șutează și din păcate este 1-0 pentru Maccabi Haifa, al patrulea gol din acest sezon al Europa League pentru mijlocașul spaniol, o execuție perfectă. Silviu Lung a atins mingea, dar n-a putut opri balonul din drumul spre plasă. Da, 1-0 pentru Maccabi, execuție perfectă a lui Raio cu piciorul stâng. Silviu Lung a făcut eforturi disperate să pareze acest șut și senzația este că portarul Astrei a vrut să prindă balonul. Poate dacă ar fi încercat să-l forceze, ar fi reușit să-l împiedice din drumul spre gol. Oricum, execuția lui Raio a fost excelentă. 1-0 pentru Maccabi Haifa după 30 de minute. Totuși, steliștii au mers mai departe în Europa League atunci. Pericol din nou la poarta lui Silviu Lung. Șutează Catan și Silviu Lung junior respinge în corner. Este un început de asediu la poarta noastră. Trebuie să ne revenim repede din pumne, altfel riscăm un adevărat dezastru. Prima repriză la Haifa. Sunt momente dificile pentru Astra. Mingea este respinsă aici de Ben Youssef. William de Amorim recuperează Raio. E bine că a venit imediat lângă el Cristescu, pentru că altfel probabil că șuta. Ezra îl depășește pe Ben Youssef. Ezra în careu la Catan. Acesta întoarce balonul pentru șuta lui Boccoli. Mingea a fost deviată de Ben Youssef și este corner pentru Maccabi Haifa, care traversează acum cele mai bune momente ale sale din această prima repriză a confruntării cu Astra. Încă o dată faza de mai devreme și momentul în care Mățel a respins mingea din fața lui Ezra, apoi a venit șutul puternic al lui Catan. Echipei lui Daniel Izele și mai mult pun presiune la poarta lui Silviu Lung. Toată centrare pentru lovitura de cap și este hands. Da. Este penalti. Un hands făcut de Junior Moraes. Și din păcate este lovitură de la 11 metri pentru Maccabi Haifa, este și galben pentru fundașul stânga brazilian. Hands-ul s-a văzut, e indiscutabil. Abu Hazira era lângă Junior Moraes, a lovit mingea cu cap. Raio, jucător de picior stâng, față în față cu Silviu Lung Junior și apără portarul Astrei, formidabil. Astra scapă fără gol la această lovitură de la 11 metri. Raio a marcat de la 25 de metri cu execuție fabuloasă, la care Silviu Lung Junior n-a avut replică. Acum însă vine revanșa portarului Astrei cu o intervenție extrem de sigură, l-a citit pe spaniol și Astra rămâne în cărți în această primă manșă a play-off-ului Europa League la Haifa. Excelent Silviu Lung. Desigur, în cazul lovitură de la 11 metri se vorbește și despre noroc, însă bine, în ultimele minute Astra trebuie să fie însă și mai curajoasă decât atât și trebuie să fie atentă și la aceste contraatacuri ale gazdelor. O pasă acum și este pericol, Meșumar este acolo. Excelent blocajul lui Andrei Mureșan. Meșumar. Dacă nu era această intervenție a lui Andrei Mureșan, putea marca. La jumătate o face hotărâtă să pună în pericol poarta lui Silviu Lung. Din nou Meșumar și este gol! Gol marcat de Meșumar.
de Turi Yeman, îmi cer scuze. 2-0 pentru Maccabi Haifa. O lecție de contraatac a israelienilor, finalizată cu acest șut în cross la care Silviu Lung nu a mai avut ce să facă. 2-0 pentru Maccabi Haifa și în acest moment Astra putem spune că nu mai are prea multe de pierdut. Eu zic că la faza asta israelienii au avut mare noroc, pentru că Marian Cristescu a încercat să devieze balonul, s-a încurcat acolo cu Lavan, practic a degajat balonul în adversar. Marian Cristescu era și Lavan în preajmă, iar mingea a ajuns cu mare noroc la Turgheman. Și a doua oară au avut noroc israelienii, pentru că mingea a lovit vara înainte să intre în poartă. 2-0 pentru Maccabi Haifa. Secția atunci centrează Raio, mingea este deviată, atenție mare, Lung reușește să prindă, extrem de dezorganizată la această fază defensivă de Kocalici Catan. Iarăși acțiune periculoasă a gazdelor, Ezra pentru Abu Haziri și prinde Silviu Lung, o nouă ocazie mare pentru israelieni. Deja Maccabi Haifa își dă drumul la un joc ofensiv încântător. Astra aproape că ar arunca prosopul. Așa stau lucrurile în acest moment pe teren. Haifa s-a dezlănțuit, iar Astra este doar o umbră palidă a echipei care până acum a cam defilat în Liga 1 și în meciurile din Europa League. Per total, Cristescu îi trimite lui William, central, lui William, mingea este trimisă de Ivanovski peste poartă. S-a făcut liniște la Haifa, poate să marcheze Astra și trebuie să o facă pentru a-și menține șansele de calificare. Excelentă centrarea lui William de Amorim. I-a recuperat acum Catan, este o șansă de 3-0 pentru israelieni, este acolo Abu Hazira și scăpăm din nou cu fața curată. Astra scapă din nou de al treilea gol, câtă șansă au jucătorii lui Daniel Isăilă, trebuie să mulțumească providenței pentru aceste șanse oamenii. Repriză secundă, balonul este trimis pentru Raio, din nou Meșumar. Raio încearcă să-și depășească adversarul, pas pentru Ezra. Raio lasă mingea să treacă, șut puternic și Lung reușește să respingă la execuția lui Golasa, omul introdus puțin mai devreme în locul lui Turgheman. Fără îndoială, Silviu Lung Junior a fost cel mai bun jucător al Astrei. 3 contra 4 la acest contraatac, purtat de Ezra, primește Catan, s-au repliat însă mai mulți jucători ai Astrei. Primește acum noul intrat, Shaiman, care șutează în plasa laterală. În meci, cărțile calificării pentru faza cupelor Europa League. Se termină așadar Maccabi Haifa Astra Giurgiu 2-0.